Principalul lucru de menționat în legătură cu raportul nostru economic este că toți analiștii pe care i-am consultat pentru acest raport vorbesc în anul 2014 de un optimism moderat în ceea ce înseamnă creșterea economică. Concret, prognoza noastră este 2,9% din PIB creștere economică, condițiile în care niciun analist nu ne-a dat un interval mai mare de 2,75% creștere economică și cei mai pesimiști chiar au văzut o creștere economică în jurul valorii de 1,25% din PIB. Această valoare de 2,9% din PIB contrastează evident cu valorile de 3,5% creștere de anul trecut. Ce ar mai fi important de spus, foarte pe scurt? Prognozăm că inflația va fi ținută sub control în urma acordului cu FMI-ul, care va fi principala axă în jurul cărora se vor coordona toate politicile macroeconomice ale guvernului. În al doilea rând, prognozăm că deficitul bugetar va fi ținut în țintele acestui acord în jurul valorii de 2,25%. Prognozăm de asemenea că creditarea nu se va relua în 2014 și că nu există niciun element care să arate că această creditare se poate relua în acest an. De asemenea, această creștere moderată va fi însoțită de o creștere abia perceptibilă a bursei, de o stagnare a pieței imobiliare și, de asemenea, de o stagnare în ceea ce înseamnă șomajul. Deci chiar dacă avem o creștere economică mică, ea nu se va traduce în noi locuri de muncă. Principalul risc menționat de toți cei care ne-au răspuns la chestionarul de analiză a fost legat de anul electoral care se petrece în acest an. Deci riscurile cele mai mari vin de la derapajele legate de acest an electoral. Că e vorba de riscul de a avea micșorări ale CSE-ului care nu sunt suficient de bine fundamentate și se vor pierde bani la buget, că e vorba de cheltuielile electorale cu toate riscurile de derapaj aferente în domeniul bugetar. Sau că e vorba de tot felul de cheltuieli cu pensiile și salariile care iarăși nu sunt fundamentate. Echilibrul bugetului oricum nu se va realiza cu noile taxe puse de guvern, de celebra taxă pe stâlp, supraacizarea benzinei, nu de acolo vor veni fondurile majore pentru echilibrarea bugetului. Pentru 2014, principalul lucru care ne ține pe loc este faptul că factorii politici nu au agreat un program pentru adoptarea euro. În anul 2014 sunt 10 lucruri de evitat. Pe primele 3 locuri sunt turbulențele politice, efectuarea de cheltuieli electorale nejustificate și creșterile de salarii și pensii care nu au în spate o fundamentare clară. Pe următoarele locuri sunt creșterea poverii fiscale nete, politicile energetice nesustenabile și întreruperea calendarului de listări la bursă. Pe locul 7, noi vedem un pericol în scăderea CSE-ului dacă nu se estimează clar care va fi lipsa de venituri care va rezulta de acolo. În al 8-lea rând, avem un haos legislativ cu ordonanțe de urgență care modifică în cascadă diverse prevederi și acest lucru nu e în regulă. În al 9-lea rând, avem un cod fiscal ciuruit care s-a modificat de peste 160 de ori din 2003 când a fost inițial adoptat. Ultimul și poate chiar cel mai important dintre lucrurile pe care trebuie să le evităm, trebuie să evităm a continua confuzia în ceea ce înseamnă prioritățile în domeniul transporturilor. Ne trebuie programe simple și clare și avem nevoie de un 1, 2, 3 al priorităților în domeniul autostrăzilor.